Aș vrea să atragem un pic atenția asupra pericolelor și pe care le implică prezența acestui tip de cancer. Ce produce el în organism și de ce este atât de important să venim la medic, dincolo de ceea ce știe toată lumea că reprezintă cancerul? Cancerul este, în esență, într-un limbaj așa nesofisticat, capacitatea unei anume celule de a se reproduce masiv, agresiv, de a se desprinde, de a forma o tumoră undeva, de a se desprinde celule din acea tumoră și ori pe cale limfatică, sau mai ales pe cale limfatică, dar și pe cale sanguină sau prin jurul nervilor sau prin înmuguriri tumorale în afara tumorii de bază mamă, capabilă să se răspundească în altă zonă din organism. Ori acolo, chiar și o celulă, dacă ajunge, din cauza faptului că are rată de multiplicare extrem de mare, poate reproduce tumora respectivă în alte părți. Și atunci se poate ajunge la situația în care, astea se numesc metastaze, reproducerea tumorilor în alte părți față de tumora mamă, de bază, de pornire. Și atunci, în funcție de țesutul în care se, sau de organul în care apare metastază, această metastază poate să sufoce celulele organului țintă și dacă ajunge, spre exemplu, un plămân, tumora se poate dezvolta astfel încât să restrângă țesutul pulmonar. Dacă ajunge în ficat, tumorile se pot multiplica astfel încât să sugrume existența celulelor hepatice și să devină celulele tumorale mult mai multe procentual față de celulele hepatice și în felul ăsta să scadă sau să chiar să anihileze la un moment dat capacitatea ficatului de a funcționa în limite normale. Dacă ajunge metastaza în creier, poate să omoare zone importante din creier și să producă stop respirator, moartea, de fapt. Dar ce se întâmplă cu tumorile primare din colon? Cum ne amenință ele sănătatea în momentul în care apar? În momentul în care apar, în stadii foarte mici, nu amenință cu nimic. Doar atunci când produc o complicație locală. Complicațiile locale sunt în mare 3, perforația, pentru că tumora poate să perforeze și să producă o peritonită, hemoragia, pierdem sânge și sângele ăsta, această pierdere trebuie închisă, robinetul prin care curge sângele trebuie închis și pierderea trebuie compensată, sau ocluzia intestinală. Toate reprezintă urgențe chirurgicale, urgențe majore uneori și urgențe imediate și care, atunci când apar, schimbă toată paradigma tratamentului multimodal. Pentru că probabil vom reveni la tratamentul multimodal, cancerul nu se tratează de către un singur specialist sau de către o singură specialitate. Dar apariția acestor complicații locale schimbă modalitatea și indicația de tratament, pentru că trebuie făcut ceva atunci imediat, chirurgical, altminteri viața este amenințată. Ați menționat și dumneavoastră colonoscopia și înainte de a vedea materialul împreună, aș vrea să vă întreb așa, înainte de a discuta mai pe larg tratamentele, care sunt totuși șansele de vindecare pe termen lung ale acestui tip de cancer? Spuneați că este unul dintre, din fericire, unul dintre cele mai tratabile. Totul depinde de stadiu. Stadiu se compune din trei componente, din trei evaluări. Trebuie evaluată tumora de bază, trebuie evaluat existența sau non-existența invaziei ganglionare, a ganglionilor limfatici regionali și existența metastazelor. Asta, în termeni tehnici medicali, se cheamă stadiu TNM, tumor, nod și metastaze. Există patru stadii ca la toate tumorile, 1, 2, 3 și 4. Tumorile în stadiu 1, care înseamnă tumoră mică, care nu interesează tot peretele intestinal și nu există nici nodul, nici ganglioni limfatici invadați și nici metastaze, este vindecabil în proporție de peste 90%. Asta înseamnă statistică pe serii extrem de mari, pe sute de mii de subiecți. Și nu este 100% pentru că chiar și în cazul tumorilor mici, T1, dacă celula este celulă foarte agresivă, nediferențiată, există risc într-un procent mic să apară deja metastaze, chiar dacă tumora este foarte mică.
admiteri, probabil că toate ar fi vindecabile. Cu cât înaintăm către stadii mai avansate, cu atât numărul cazurilor vindecabile scade, iar în stadiul 4, cazurile vindecabile este sub 50%, undeva între 35 și 40%, dar e oricum mai mare decât pentru alte cancere. Pentru că, virgulă, cancerul colorectal poate fi vindecabil, desigur, în proporții mai mici, chiar și în stadiile avansate. Există soluții terapeutice și pentru metastaze.